Avem plăcerea să îl ascultăm astăzi pe unul dintre cei mai apreciați chinezi, scriitori și scenariști chinezi, cu ocazia lansării romanului domniei sale, Nu mi-am omorât bărbatul. E un mare scriitor, deja cunoscut în peste 30 de țări, iată, va începe să fie cunoscut și în România. Domnia sa se numește Liu Jonyun și spun bine ați venit la București, bine ați venit la Târgul de Carte Gaudeamus și bine ați venit în standul Humanitas.来到布亚诺斯特书展，我感到非常亲切，因为今年八月份的北京国际书展，我是北京国际书展的形象大使，罗马尼亚的话呢，是今年北京国际书展的主宾国，所以呢，就是北京国际书展的话呢，罗马尼亚有作家，特别是罗马尼亚的图书的话呢，在北京国际书展亮相。 Bună ziua tuturor! Sunt foarte onorat că mă aflu astăzi aici, ne spune domnul Liu Jonyun. Domnia sa este, pentru începând anul trecut, este ambasador onorific al Târgului de Carte Internațional de la Peking și este foarte fericit să fie aici având și această calitate. Anul acesta, la Târgul Internațional de Carte de la Peking, au fost prezenți și scriitori români, dintre cei foarte cunoscuți, renumiți, și acum când se află aici la acest târg de carte are un sentiment de apropiere față de această țară, față de cartea românească, are sentimentul ca și cum s-ar întoarce, ar veni acasă. Scriitorul chinez Liu Jonyun, numele lui înseamnă cel care zguduie noi. Sper că acest roman formidabil să vă zguduie mințile și sufletele dumneavoastră. S-a născut în 1958 într-un sat din provincia Henan. Ca mulți copii, ca mulți adolescenți care vroiau să scape de la țară, a intrat în armată și a fost acolo între 15 și 20 de ani. Când s-a terminat Revoluția Culturală, a putut să dea și să intre la facultate, la binecunoscuta universitate, Peking University, și a studiat limba și literatura chineză. După terminarea facultății, a lucrat ca ziarist și la mijlocul anilor 90 a început să scrie. În primul rând a publicat un volum de povestii la mijlocul anilor 80, mă scuzați. În 1989 a publicat primul volum de povestiri, Orașul Topu, urmat de 13 romane, care au fost încununate cu cele mai importante premii din China. Romanul său, O vorbă cu 1000 de cuvinte, a luat cel mai important premiu din China pentru literatură, Mao Dun, în 2011. Multe dintre romanele și novelele domniei sale au fost făcute seriale TV și au fost ecranizate pe marele ecran. Sunt deja celebre și circulă în toată lumea două dintre aceste filme. Romanul pe care îl lansăm astăzi, Nu mi-am omorât bărbatul, a fost ecranizat și scenaristul a fost de asemenea Liu Jonyun, de un celebru regizor chinez. Mă scuzați dacă nu pronunț cum trebuie, el e deja foarte cunoscut, Feng Xiaogang. Filmul a luat la San Sebastian în 2017 marele premiu. Romanele lui Liu
John Byun. Sunt traduse în peste 30 de țări, iată de acum încolo va fi tradus și în România, este și va fi tradus și în România. Pionier al realismului magic, chinez, a ajuns să fie cel mai important scriitor umorist din China în momentul de față. Dar, așa cum veți vedea în acest roman, umorul, sarcasmul la adresa absurdului. Și aici puteți face multe conexiuni citind romanul cu două sau trei romane ale lui Kafka. Dincolo de umorul negru, este vorba de o satiră, o satiră crudă la adresa societății care distruge individul. Și o să vedeți aici un fabulos personaj feminin care, după tribulații și după lupte cu statul, cu birocrația, cu sistemul judiciar, ajunge să fie într-un fel personajul feminin învins de acea putere nemiloasă pe care o întâlniți în procesul, pentru că personajul de aici se luptă cu statul timp de 20 de ani, sau cu acel absurd al rătăcirii fără sens din castel. Invitații mei, pe lângă marele scriitor chinez, sunt doamna Luminița Mălan, care este profesor doctor la Facultatea de Limbi Străine la Literatură Chineză și este co-director al Institutului Confucius. Grație Institutului Confucius, îl avem astăzi aici pe scriitorul chinez Liu Zhengyun. În dreapta mea se află conferențiar doctor Mugur Slotea. De asemenea, îmi șoptește că e lector vechi în curând conferențiar. De asemenea, un mare traducător din literatura chineză. Își împart traducerile din Yuhua, doamna profesoară Bălan, cu domnul Mugur Slotea. Astăzi, Liu Zhengyun este tradus pentru prima oară în limba română de Luminița Bălan. Permiteți-mi să-i dau microfonul pentru câteva minute doamnei Luminița Bălan, pentru ca apoi Mugur să înceapă un tir al întrebărilor pentru cele 20 de minute care ne-au mai rămas din această lansare.